FIFA 22 este chiar acum pe Neba. Du-te, cumpără-o și folosește codul Bercea pentru 3% reducere. Salut, dragii mei prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din seara asta de Forza Horizon. Aici alături de prietenii mei, pentru că astăzi nu am voie să zic cuvântul ăla. Ăla care începe cu A și se termină cu mice? Da. Prietenul meu, deci dacă zic acel cuvânt, o să trebuiască băieți să cumpăr Forza Horizon, cea mai scumpă ediție, aia de care costă vreo 90 de pounds sau 80 de pounds, nu? Nu voie să-l zicem. Voi da, păi asta este și ideea, să mă provocați, așa că haideți să facem o cursă. Asta e ideea, să ne fure challenge-urile. Bă, deci până acasă, dacă să mă credeți, până acum la de 3 ori a cumpărat Forza Horizon. Ce mă, ești nebun? Bine, că acum de cât a păstrat filmarea și vorbește peste. Nu e adevărat, bă, dacă vrei, nu opre filmarea și intru și o cumpăr direct din shop. Că am arătat acolo pre-order. A zis că e ultimul clickbait ăsta cu Forza. Îmi arată. Hai să mergem să ne luăm mașini, să vedem ce mașini luăm. Ce mașini cam dorești cam amice cam? Tot din Forza Horizon 5 le vrei amice? Oricum majoritatea o să fie în Forza Horizon 5, adică... Lasă amice, dar gen, că tu ai titlul. Nu, dar am puțin pe care îl tot face el. A, am titlul, pe a vezi amice? Liste amice. Deci, ăla care a folosit până acum... Hai să facem cursa, că... Bă, deci, oricum, acum că am zis-o, pot să vă zic, amice? Că nu e nevoie să o mai cumpăr 100 de ori. Deci, pe cine te apuci să-i cumperi? Nu merge. Ce mașină vreți să luăm? Adică, hai să luăm un supercar ceva. Nici nu știu. Vreți un buget ceva sau vreți să luăm la liberare? Mă bag, amice, și buget. Nu, ziceam, păi nu, ziceam să dăm așa un buget, nu în funcție de ceva, nu știu, o sumă. Asta ce vrei să dăm? Păi bă, cu ăsta norocului. Bă, nu știu. Ce dăm așa buget, ori și cum? Știi ce aș avea chef, să luăm toți. Ia mergeți pe la Ferrari. Nu știu dacă l-aveți ăla, Portofino. Îl aveți toți? Ferrari la ce litere? La F. La L. Ok. Bă, Portofino, n-am așa ceva. Amă, cum să n-ai Portofino? Auzel, n-am... Portofino. Păi n-am Port Moneo Fine, ești nebun la cap. Din ce an cam e amice? 2018. Nu am așa ceva. Nu l-aveți? Nu. Am Pista, vrei? Pista, lua micu. Pista, nu-mi place. Hai pe Lambo, hai la Lambo, că sunteți săraci. Nu săraci, amice, că tu n-ai... Bă, amice, la cât te dești abăgași, nu știu ce titlu pui până acum, bă. Da, păi, la, bă, nu știu, păi, că și eu, bă, băieții, asta este așa, ca o căutare, știți? Ce Lambo veți? Aventador sau Huracan? Huracan, că Aventador e prost. Și eu, la, Huracan. Și eu mi-au și performante, na. Ăsta, LP 600, ăsta? Da, bă, eu mi-au performante, frate, că am bani. Păi și nu e ăla. Nu, ăsta nu e ăla. Ceva mai... Nu, e cam tot pe acolo, doar că ăsta nu poți să-i pui body kit din câte am văzut. Ah, deci practic ești hard e mai bun. Păi și ce motor avem la el? Că asta stock. Este problema. Păi la stock. Adică stock, păi ce vorbea acum? Gata, bă, eu am cam tunată. Păi după ce că te duci din alea... Și la A7 am motor schimbat, dar bară la Lambo. Bravo. Da, bravo. Gata. Și eu la Ford. Mamă, hai să mergem, hai că mă duc să fac da, cursa. Da, bă, dar ce tunată e. O să facem... Și acum să vezi că nu merge din cauza că ăla e buguit, amicu. De ce? Păi nu, merge, mă. Nu vă zici că tu băieții, avem curse custom acum, ăștia sunt făcute de player să fie ceva mai diferite. Amice, dau la PVP, da? Nu, amice, nu. Mai convoi. Joacă-te singur, amice. Custom. Gata, băieții, după lungi așteptări, deci mai avea puțin și apărea Forza Horizon 5 până să ne meargă nouă cursa asta, că e plin de buguri. Am reușit într-un final să facem cursa. Amici, amici, am reușit. Acum eu pot să vă zic, amici. Da, bravo. Trebuie să-mi cumpere Forza. Păi eu cumpăr, uite, chiar acum să cumpăr. Te rog să-ți dai interesul, pentru că ăsta o să piardă din nou, ca așa face mereu și mai are și mașina cea mai bună. Nu e adevărat. Păi nu că te arată primul. Păi lasă că mă arată primul, dar uite, vezi, dacă am pâd de la profesionist, amice. Pâd de la prost, amice. Hai să vedem. Ia, amice, hai. Să-l vadă cu ia să vedem. Mă duc. Nu, uite că nu e cea mai performantă. Bun, nu e, amice, uite ce performantă ta mie. Bun. Bă, da, știți care e problema? Că noi facem cursă, dar noi nu prea știm harta. Cum, amice, aici nu știi că e exact invers. Nu e exact invers, unde? Păi da, la invers, de obicei drumul invers e foarte diferit față de drumul. Păi da, dar nu e invers, că uite că suntem în sat deja. Pe bune! Aaaa, ce m-a lovit! Ce pointul era în dreapta, drumul era prin
asta. Vedeți și tu să stai te ocolește, mâncați și da mă, da. Mă, vedeți că e ca ce point-ul e drept, gen. Păi e bun, bă. Mă, cred stai, că e stai, stai pe loc, stai, ami, bă. De ce să stai pe loc? Păi de ce, bă? Hai, pa. Nu zice că uite, se arată prin stânga. Știi ce faci? Care e treaba, moșule? Păi sau după drum? Păi în mod normal ar trebui să mergem după ce point, dar... Cine merge, păi nu, în mod normal cred că ar trebui să mergem cam după drum. Păi care drum? Că pe acolo, de exemplu, stânga nici măcar nu era drum. Păi da. Acolo nu, dar te-ai lăsat în oraș fu. Păi ce căcați, eu mă opriți și voi vă duceți răs în față. Ai, amice. Că v-a făcut să răspraf. Eu de lejer că m-a oprit prima oară. Am tot simt, păi da. Păi amicul s-a făcut praf, nu s-a oprit de nimic. Ăla e prost, păi da, așa e greu, da. Bă, da, de ce mă jignești? Ia uite aici în stânga drăgat, aoleo, bă, da, bă. Ce-a ieșit ăla în afară, nu trebuie la tot. Bă, de ce, bă, dacă fraierul ăla nu și-a pus checkpoint-urile. A uitat să le pună, mă, cred că. Amicul a zis de mine, eu am făcut cursa super. Salut, amice. Bă, las-o, bă. De mașină. Hai, salut, băieții. Ne vedem la finish, în încăzătorilor. Ce curs pe asta, frate, am făcut ce pentru prost, rău de tot. Bă, amice, dar nu e harta invers. Ascultă-mă. Ba da. Bă, o bucată de... Da, o bucată, dar nu e toată harta. Băieți, știu că poate se aude cam tare Forza-ul, dar îmi cer scuze, că am uitat să dau sunul mai încet, dar știu că vă place. Nu, bar profesionist, doamne. Dar oricum știu că vă place, că mi-au zis mult că vă place cu motorul așa tare. Să auziți. Le place să nu ne mai auziți noi. Cum să vă auziți, mă? Sau să vă regeați. E, te ieși eu, pericule, ieși și eu în afară. Ăla are mașina mult mai bună pe... Păi stai seama. Nasic. Nu, amice, nu, ce ai? Dacă își lua altă mașină nu de trei hardă. Nu se face că toți viteză, noi ieșirăm amândoi și tu nu. Și să fim sinceri, că știm foarte da, bine care... Da, tu ești o fermare, tu ai și mașini în realitate cu care... Nu, amice, nu, dar pe fond asta sunt serios că... Da, ești bun, știm cel mai bine nu e care e codașul grupei. Te fac muci. Tu, pe Forza, amice. Tu! Ușor, ușor. Așa. Mă, aici iarăși e cu skepsis de la... Ce faci, frate? Bă, trebuia să fac stânga. Ce faci? Să mă văzuși? Te încercam la să dea, dar nu mă, cred că încercam să dea bine. Nu, eu la fel să curgă. Mă enervai. A. Ce căcate e ăsta, mă, mâncați? Bă, amice, o mâncare este cam diferită. Păi da, bă, e diferită, dar din asol că te încurcă rău. Păi nu te mai uită la hartă. Uite-mă la hartă. Da, frate, da, când a făcut cursa asta, trebuia să pună checkpoint acolo. Ce a fost greu să pună checkpoint? Bă, hai, nu, mă, se poate să se... Amice, se poate să se fi dus și el prostul îl a pus la ieșirea din curbă, crezând că o să-i pună drumul. Dar da, de... drumul, l-a pus. Păi l-a pus. Dar cred că ori a uitat el să pună ori mintea lui, nu știu ce s-a aștepta. Hai, frumoasa mea Joiana, dă-i rupe motorul. Zic eu ce s-a aștepta, amice, a făcut așa ca să faci gen mai multe puncte și chestii, că în mod normal pe acolo ar fi trebuit să iei. Da. Păi da, ci, probabil. Hai, da, Joiana, hai! Stăcvăl, știi? Ce mă sperie, uite da, știu cât exact, știi? Corect. Și tu practic furi. Păi da. Și în plus, poate vrei să câștigi pe primul gen când te joci singur. Și așa, da, ăia, practic, stau și-o ia ca proști prin stânga. What? Da, tu nu ești prost. Aici? Aici am cotru. Da, aici. Te-a scos? Te scos? Da, nu, bă, pe mine. Eu am probleme cu curiozitatea. Ce așa vă deam ADNF? Dar uite cum luăm prin dreapta orașului. Băi, bine. Și că ne dădea ADNF, amicul, dar sunt la 3 secunde în spate. Păi că mă opri eu acum și vă cam... Păi și vina mea că te opri și tu, ia-te-o pe mine, amice. Bă, dar îmi place așa cursa, adică nu era deloc. Ca și traseu. E... Păi e gândit frumos. Traseul. Ie, uite ce. Eu cred că e ce poi bine. Îmi dau toate. Deci chiar e gândit bine traseul. E la amice, dar tu vezi, amice, ce ne-am cam experimentat că noi fără linii, fără ăștia pe hartă nouă și tot conducem bine. Păi, eu știu, liniile amice, mai mult te enervează. Păi, adică tot ăsta ce făcu aici mai mult te încurcau. Ce ai, bă, pe te făceau praf liniile. Da. Dar oricum mergem și noi mai precauți un pic, amice, că nu da. Să nu mai știu. Voi poate că eu nu știu nici aia frână. Bă, dreapta cred. Păi dacă ai zidurile care ne ține mașina aia, așa trebuie de așa. Da, s-a făcut și praf. Am făcut și eu praf, bă, stai așa. Bă, acum am cotro. Eu nu te cred. Nu mai știu, a, pe aici. Ar trebui să-l crezi, că-l bă, eu mă cam enervai. Păi de ce, amice? Și-mi cam vine să spargă.
Și că intre iară. În primul rând ieși în decor de multe ori și mai și ieși din, din aia. Ia-o pe aici. Și mă cam enervai. Am dat un copac, un copac. Bă! Ba! Bravo! What? Salut, amice, recrezătorule! Stai, amice, așa, că vin. Lasă, amice, nu... Papa, necrezătorule! Mă duc să câștig. Ce, ce mă uitam eu... Bă, nu era cursa, adică chiar, chiar nu era. Mie chiar îmi place. Adică față de aia lui amicul e mai gândită. Nu, cum să aia lungă. Hai, tași, că aia e troll maxim. Aia lungă. Păi cum să fie troll? Păi e grea, nu e troll. Păi e, e grea, frate, că vine cu, la curbe prea brusc, prea unde nu te aștepți. Păi și ce vrei, frate? Iată-mă pe mine. Amice, în ce tot speed ai pe aici? Cam 350. Și eu, păi și eu tot la fel. 360. Păi da, amice, că tot ce stă mai bine. Mie îmi stă în 358 maxim. Stă mai bine, mașina pe stradă. Bă, se prea poate asta. Și cum... Deci, amicul nu cred că are coloană vertebrală. De ce, mă? Da. M-am făcut praf. Salut, amice! Necrezătorule! Îl întrecuse-i sălbaticule? Băi, eu îl întrecui încă. Încă? Că mă... Că eu acum și multeam după el. Dar e... Dar e cam strâns aici, a finalul. Da, 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 da. Da, cam pe tine? Mai ușor, amice, pe aici, că aici e belea. Ce, amice? Eu vă zic că e limită de 50, dar nu vreau să ascult. Sunt cam brepel. Crezi că vine așa stâns aici. Ce ai putut țipi așa microfon? Scuze, amice, l-am prea aproape de gură. Păi văd. Mă cam scărea și eu un pic. Păi handicapat. Nu, amice, l-am aproape de gură, că am volanul în față. Păi vezi că cam put aici. N-am stâns. Bine, am stâns, dar nu-l pun, că nu-mi place. Aaa, nooo! M-a aruncat din săritură, păi, păi m-a aruncat strâmb, amice. Da, amice, da, să vă vin, dai seama. Nu, că te faci tu praf. Nu te făceai niciodată praf, amice, dacă... Te faci tu praf acum, asta de unde să mă fac amice praf eu? Și o să văd, o să profit. Și păi o să bine, cam râd de tine. Practic tu profiți. Că ești un profitor și ai cam profitat cam toată viața cam. A, da? Bine, amice. Da, amice. Ce nenoroci sunt, băi, ce adevărul i-am spus pe videoclipul. Eu profit, da? Băieții, pot să stau pe telefon? Nu, nu, nu. Nu. Că mă enervai să mă plimb pe aici pe hartă. Ia și mai exersează. Dar cum pe hartă mai faci și tu, pe checkpoint-uri? A, stai. Nu, că tu faci joc de mine. Tu vrei să mă faci să explodez aici pe video ăsta? Cap, da. Legumă la butoi, amice. Da. Este un butoi de pulbere. Cam pulbere, cam nazală. Bă, da, ce modusei, bă, și ce stă amicul la 20 de secunde cel puțin. Are 20, mă, că spatul, prostule. Ce să zicem dacă reușesc să facem praf? Nu știu ce să zic, că eu cam bine, cam bine condusem așa. Da, 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 da. Ia, este altceva, totuși. Cam am sărit volanul puțin. Mamă, ce sărisem pe muntilie ăla. Da, însări volanul. Salut, amice! Salut! Ura, mătii de volan, iarăși. Pe bune? Amice, nu, nu, așa. Bine, nu îmi sări rău, dar nu puteai să-mi iau curba și... Și din cauza asta așa DNF, că dacă nu, nu-și lua chiar DNF. Nu, mi-au bă DNF, ce ești nebun? Stai, bă, că m-am făcut bă. Te bune? A, și eu! Și eu cu ochile alea mi-am sărit volanul! Bă, las-o, frate! Amice, lasă-ne cu vrăjeala asta. Amice! Ia uite și tu, pe dacă zui aici, în prăpastia asta, bă. Aveam șansă să-l fac acum, uite-te și tu. Sună ridicare, amice! Bă, da, și ăsta bulangiu a pus aici prăpastia asta, dacă, dacă caz nu te mai ridică nimeni. Cine a pus o prăpastie de bune? Asta. Acum deja e cam invers. Știți? Eu sunt King Kong. King Kong. King Marle Kong. King Kong. Asta este, băieții. A avut mare noroc sălbaticul. Mare noroc. Mare noroc. Da! Ca un vițel de o săptămână. Și de ce ai postat abia acum? Nu, stai așa că eu nu înțeleg. Aici, aici să-ți faci stânga? Să-ți faci dreapta, amici. Eu zic să căutați vițel de o săptămână. Și de ce ai postat abia acum? Taci. Mamă, mă ia, mă ia. Crezi că e checkpoint? Crezi că e vrăjeală iarăși? Aaaa! Adres, amice, amice, dar acum îl pus în curbă. Îl pus să nu vezi? Da, fișeam așa.
Ce crezi că-l fraieresc? Ce crezi el că mă face, ce repede se ducea? Da, mă. Da, mă, dar a fost mișto. Bă, băieții, sper că v-a plăcut și vouă cursa. Chiar a fost mișto. Ia uite aici, fighinișul. Ia mă, ia să vedem câți bani o să primim. Amice, cel puțin 11 minute. Da, păi legăm așa că am luat DNF, băieți. Și așa cum v-am promis, băieții, că era să uit, o să luăm Forza Horizon 5, varianta cea mai scumpă, adică Premium Edition. Este varianta care costă 90 de pounds, adică 90 de lei de sterline, adică undeva la, cred că 500 de lei aproape sau ceva de genul, da, nu, este 85 de lire. După cum vedeți, asta este cea mai scumpă, este la 60, la 70 și la 90. Sau 85, scuze că încurc mereu. Haideți să-i dăm pre-order pentru că nu putem să o cumpărăm. Și gata, băieții, l-am cumpărat, după cum vedeți, mă lasă să îl instalez. I-am dat pre-order, acum o să mă întrebe pentru că trebuie să îl instaleze. Mamă, câte ăștia. Da. Deci asta este, după cum vedeți, el s-a instalat, acum o să se instaleze, o să rămână aici în calculator și când o să putem, adică pe data de 5 noiembrie o să putem să-i dăm play, adică puțin mai devreme, pentru că el o să apară undeva pe 9 sau pe 10, dar pentru că i-am dat pre-order și am cumpărat și varianta scumpă de 90 de lire sau de 85, o să pot să-l joc mai devreme. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, se descarcă, pa, pa!